comunul clinicilor de peste an, pentru că dacă suntem atenți la Evanghelia de Luca, s-au găsit două evanghelii. S-a citit Evanghelia de Luca, dar s-a citit și Evanghelia Sfinților Părinți, care s-au urmat sfaturile ecumenice. Și a mare biserică între 11 și 17 iulie cinstește și aduce aminte de sfinții care au participat la sinode și care au învățat credința în Domnul Iisus Hristos pe căsătoriților, pe credincioșilor. Și aceste adunări de episcopi la care s-a stabilit, s-a hotărât modul corect în care să se învețe despre Domnul Hristos, despre Maica Domnului, despre icoane și despre alte preocupări care le-au avut, a rămas peste ani și ani o amintire datorită importanței. Vedeți, suntem adunați duminica în număr mare la biserică. Și noi avem o imagine despre viața religioasă care se rezumă mai mult la rugăciunile pe care le facem noi acasă. La ceea ce noi practicăm, să spunem așa, posturile, spovedania, mersul la biserică. De multe ori trebuie să ne punem niște întrebări care sunt necesare. De ce cred în Domnul Hristos? Ce ne-a adus Domnul Hristos? De ce este necesar ca să fiu duminica în biserică? Și multe alte astfel de întrebări. Uneori ne temem, alteori ne avem curajul, alteori poate nu întâlnim interlocutorul care să fie dispus să ne vorbească despre Domnul Hristos. Dar în Evanghelie vedem că Domnul Hristos era deschis la întrebări. De multe ori vin ucenicii care nu înțeleg o predică de-a Domnului, un exemplu, da? Și le întreabă ce ai vrut să spui acum? Ce învățătură ai vrut să ne transmiți în acest moment? Că noi nu am înțeles. Semn că a crede în Hristos trece și printr-un nivel de înțelegere cu mintea. Să știți că în Scriptură nu există citatul crede și nu cerceta. Nu există. Și este chiar o contramărturie împotriva Scripturii. Pentru că atunci când Toma a avut îndoieli, Domnul Hristos nu a fost vulgar, violent la adresa lui. Și cu dragoste părintească l-a invitat să cerceteze semnele învierii. Adică urmele. Deci Domnul Hristos ne invită să-i punem întrebări. Și vă spun cu acesta, iubiții mei, pentru că o credință care este hrănită și intelectuală, o credință care își primește răspunsuri și pe această cale este o credință care nu se teme. Este o credință care este sigură, care se transmite mai departe. Vine nepoții, cărora suntem datori să transmitem credința, vin copiii, vedeți? Și vin și treabă, bunico, de ce așa? Aș din gură. Nu-i voie să vorbești? Așa cred. Și a doua oară același. A treia oară același. Și copilul nu mai intrea. Așa cred. Și ajunge adult și nu mai funcționează această credință a copilului mic. Că așa cred. Ce el trebuie să înțeleagă. De ce să mă ridic astăzi din pat?
când foarte simplu pot să mă duc să fac grăta, sau pot să mă pun la piscină, că sunt 30 de grade afară, sau mă pot duce cu prietenii să joc fotbal pe terenul de fotbal. De ce? Iar la acest de ce ne răspunde cea de-a doua Evanghelie de astăzi. Cea a Sfântului Ioan, în care, de fapt, eu am citit-o în franceză. Mă rog să le pas, am citit-o în franceză, dar mai sunt și străini de noi care sunt totuși. Și acolo Domnul Hristos, de fapt, se roagă pentru ucenicii care i-a dat Tatăl Său. Și spune că pe niciunul nu a pierdut. Și ceea ce am tu mai învățat, spune Domnul Hristos, eu i-am dat lor. Vedeți, iubiții mei, credința nu se rezumă doar la o acțiune din aceasta cotidiană, din obișnuință. Noi mergem la biserică, este sărbătoare, nu. Și noi trebuie să înțelegem. Domnul Hristos a dăruit. Și când am văzut că ucenicii nu pot înțelege, nu pot pricepe datorită necurățirilor sufletești, datorită nepregătirilor, le-a amenințat spunând, când va veni Duhul Sfânt, acela vă va descoperi toate chestiile. Adică nici atunci, când suntem într-o incapacitate de a înțelege, nu suntem fără de răspuns. Și atunci suntem în așteptarea răspunsuri pe când vom fi suficient de desăvârșiți, moral, sufletește, încât să înțelegem acel lucru. Vedeți, dragii mei, niciodată să nu vă temeți a întreba. Părinții spuneau un alt lucru foarte frumos. În opoziție cu cel care ne-a spus mai devreme, trebuie și nu cercetat. Și spunea așa, cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să se mântuiască. Adică, Domnul cere de la noi să fim fii inteligenți, fii ascultiți la minte, care caută să înțeleagă după puterile lor cine ne este Domnul. Și de ce noi ne închinăm cu atâta dragoste Domnului nostru? Vă spuneam mai devreme că am citit în limba franceză Evanghelia și spuneam că și sunt și străini. Eu de acolo pe care din Franța avem alte neamuri care nu s-au născut ortodoxi ca și noi, dar care caută, care nu sunt mulțumiți, care sunt într-o sete și ne aducem aminte de propunerile profetului Amos. Că vor fi în zilele ce prin urmă foame și sete, dar nu foame de mâncare și de băutură, ci foame de auzi cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă noi trăim indiferent, noi care suntem creștini, noi care suntem ortodoxi, dacă trăim indiferent și necunoscând din ortodoxia, nu se schimbă nimic. Nu contează că suntem ortodoxi. Am auzit testul acesta. Părinte, noi suntem ortodoxi. Și? Care problema că suntem ortodoxi? Facele, faptele celor care sunt ortodoxi. Suntem noi mai mulți ca ceilalți iubitori de străini? Suntem noi mai mulți ca ceilalți drepți? Suntem noi mai mulți ca ceilalți nemincinoși? Suntem sau nu suntem? Să știți că ortodoxia declarată nu ne este de mântuire, ci din contră este măsura pe care Domnul Hristos ne va judeca, pentru că spune că vom fi judecați pentru tot cuvântul care îl scoate din gură. Și când noi ne spunem, ne declinăm identitatea, eu sunt ortodox, dar nu fac cele ale ortodoxului. M-am judecat eu de mine față de Dumnezeu. M-am pus eu pe mine în balanță și m-am arătat de care poate. De aceea, iubiții mei, dragii mei,
căutați să cunoașteți, să înțelegeți, să pătrundeți cu mintea. Și când n-ați înțeles lucrul, nu vă temeți. Nu este în putere. Va veni vreme când îl veți înțelege și pe aceea și veți înțelege. De aceea, în gândirea aceasta, cea Sfinților Părinți, care au învățat la Sinaie, este important să ne facem următorul lucru. Să ne facem și noi învățători. Iar când copiii noștri, nepoții noștri, ne vor pune întrebare și nu știu. Primul lucru trebuie să spunem, nu știe bunica, nu știe mama, dar întreabă și să spună. Și va căuta mama, bunica, tatăl, răspuns. Și va învăța și el, și va învăța și pentru și copii. Al doilea lucru, nu este rușinos să nu cunoaște. Spuneau părinții pentru altă, în altă chestie, că nu este a păcălui, nu este o problemă. A persevera în păcat este diavolesc. Deci nu contează că nu am cunoscut. A persevera în neștiință devine demon, ignoranță. Nu ne absorbe de mine. Unul dintre marile păcate pe care părinții o prezintă este neștiință. Noi nu cred că ne-am spovedit vreodată dintre noi, părinte, eu nu știu ce probați în biserică. Poate că fi să cerem în ori spovedanie așa. Părinte, eu am la un an de ce mi-a zis. Vin, găsim nevoia, că acolo inima mea îmi cere, mă trecești dimineața. Dar n-am făcut un efort să înțeleg mai mult. La tare sunt oameni care stau în biserică, am de zile, dar nu știu să mă trec cu mine. Sau nu știu ce se întâmplă la rând cu mine. Și asta e pentru că de mine nu te știință. Să nu fie la de aceasta. La noi să fie toate cu înțelegere. Să le înțelegem pe toate. Să pătrundem cu mintea pe toate. Să nu ne temem dacă suntem neștiutori și să ne temem dacă suntem ignoranți. Mintea.